Cele trei portocale fermecate. A fost odată un rege foarte bătrân care visa să-și vadă fiul însurat înainte de a muri. De aceea organiza petreceri la palat, la care le invita pe cele mai frumoase tinere, însă prințului nu-i plăcea niciuna. Într-o dimineață, regele îi spuse fiului său: în curând va trebui să fii rege și vei avea nevoie de o soție care să te ajute să te iubească și să-ți dăruiască copii. Așa că du-te și caută-ți o prințesă cu care vei vrea să te însori. Prințul părăsi palatul și trecu printr-o pădure în care era un portocal cu trei portocale. Tânărul le luă și le păstră. Cum îi era sete, scoase o portocală și o împărți în două. Înaintea lui apăru o frumoasă tânără blondă care îi ceru apă. Și pentru că nu avea apă, aceasta dispăru. Imediat scoase altă portocală. O împărți în două și apăru o frumoasă rășcată care îi ceru apă. Și pentru că nu a avut apă, aceasta dispăru. Descumpănit și obosit, ajunse la un izvor. Bău apă până se sătură și, cum era foame, scoase și ultima portocală. Când o rupse, apăru o frumoasă tânără brunetă care îi ceru apă. Prințul luă apă și îi dădu să bea. În acel moment se rupse vraja făcută de vrăjitoarea care o închisese în acea portocală. Prințul se căsători cu aceasta, fiind foarte îndrăgostit. Imediat deveniră regi și trăiră fericiți la palat, până când într-o zi vrăjitoarea află că tânăra rupse vraja. Vrăjitoarea se dădu drept vânzătoare de agrafe de păr și se duse la palat. Tânăra regina, care era foarte încrezătoare, îi ceru o agrafă. Vânzătoarea, în loc să-i dea o agrafă, îi prinse în păr un bolt cu o perlă albă la gămălie. Imediat regina se transformă într-o porumbiță albă și zbură spre pădure. Acolo o găsi regele, care era la vânătoare, și fără a ști nimic, o prinse pentru a o dărui iubitei sale soții. Ajuns la palat, o căută, dar nimeni nu o văzuse ieșind și nici nu apăru. Întristat, tânărul rege o așteptă să se întoarcă. Și așa trecut timpul. Numai compania porumbiței îl făcea să se simtă mai puțin singur. Într-o zi, pe când mângâia pasărea, își dădu seama că aceasta avea înfipt în cap un bolt cu o perlă albă drept gămălie. I se făcu milă de ea și îl scoase. Spre fericirea celor doi, regele rupse vraja făcută de vrăjitoare, și în fața ochilor săi apăru frumoasa sa soție, care îi povesti cele întâmplate. Atunci regele porunci soldaților săi să o aducă pe vrăjitoarea cearea la palat. Dar acest lucru nu fu posibil pentru că, ajunși la ascunzătoarea vrăjitoarei, aceasta ardea și muri arsă. Și uite așa, am încălecat pe-o și-a și v-am spus povestea așa.